și bine v-am găsit! Sunt Andreea Bogdan și vă dau întâlnire de aici, din studioul Capital TV Alba, din cealaltă capitală. Iată că ne reîntâlnim, așa cum v-am promis. Nu uitați că ne puteți urmări și pe internet, acolo pe capitaltv.ro, și sunt cu zâmbetul pe buze, pentru că începem emisiunea așa în forță cu doi tineri foarte, foarte talentați, cu rezultate deosebite de aici, din județul Alba, care au făcut progrese în ultima perioadă și sunt lauda și mândria noastră Ardealului. Sâmpea Radu și Mihnea Costachi, șahiști de meserie. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru prezență! Ce mai faceți voi? Ocupați sunteți, nevoie mare! Da, tocmai ne-am întors la Campionatul Național de Juniori și ne-am întors cu destul de multe medalii. Eu am reușit să iau 3 medalii de aur și una de argint, iar Radu, vă va zice el. Eu am reușit să iau 2 medalii de argint. 2 medalii de argint, da? Mihnea, ești campion acum, triplu campion? Bine, zic? Da. Triplu campion. Iar tu ți-e, cum, ce titulatură? Dublu vicecampion. Dublu vicecampion. Măi, dar astea sunt niște titluri foarte mari, cu o încărcătură deosebită. Adică orice tânăr, orice pasionat de șah ce ne urmărește în aceste momente și-ar dori să fie în locul vostru, cu siguranță. Da, bineînțeles. A fost, na, campionatul național, cei mai buni jucători din țară și a fost destul de greu, dar am reușit să venim victorioși. Victorioși. O să vorbim puțin despre competiția asta, despre ultimele jocuri la care ați fost acum, ultimele meciuri pe care le-ați avut. Știu că a fost o perioadă aglomerată pentru voi, că am tot încercat să vă prind la telefon prin intermediul antrenorului vostru, domnul Cetăraș, pe care îl salutăm, dar erați tot plecați. Tot la competiții, zic, aoleu, viața asta de sportiv, de jucător de șah, nu-i deloc ușoară. Cu siguranță nu e. Da, păi viața de sportiv, cam așa, ești tot plecat, tot la concursuri. O fi bine, o fi rău? E bine, dacă îți place, e bine. De exemplu, în aprilie am fost la școală 5 zile. Acum înțeleg, de asta e bine, nu? Am fost plecat, nu, e bine că e frumos. Să mai fi la școală câte 5 zile așa. Da. Și am avut la începutul lunii aprilie campionatul național de seniori, iar acum cel de juniori și a fost o plecată. Am înțeles. Iar la tine cum e? Ce spui tu despre programul ăsta aglomerat al vostru? Radu? Eu nu merg chiar la așa de multe concursuri cum merge Mihnea. Merg mai mult la școală, dar... Așa a început și el, să știi. Și acum iată că a schimbat puțin. Acum mai lipsește de la școală pentru concursuri, pentru că sunt foarte multe. Și mulțumim pe această cale cadrelor didactice care te susțin și te înțeleg, nu? Fără înțelegerea lor. Mulțumesc mult că îmi dau voie să plec la turnee. Ar fi foarte greu altfel să îmbin șahul cu școala. Foarte greu, da, complicat. Noi ne-am mai întâlnit de multe ori aici în județul Alba, în Alba Iulia, cu alte ocazii, dar pentru cei din celelalte 5 județe ce ne urmăresc acum, care poate nu v-au văzut, nu v-au cunoscut, nu vă știu activitatea și sunteți voi așa de talentați, frumoși și avem multe de învățat de la voi, hai să vedem cum a început povestea asta cu șahul. La mine a început printr-o joacă când aveam vreo 4-5 ani. Pur și simplu mi-a cumpărat tatăl meu un șah micuț și mi-a arătat cum să mut piesele. Și de aici a început această pasiune, am început să joc cu bunicul, iar apoi am mers la un club de șah. Și tot așa am mers la turnee și am ajuns aici. Și a ajuns aici. Ai scurtat povestea. Da. Pare că s-a întâmplat totul așa într-o clipită, dar nu, sunt ceva ani. Păi da, deja sunt vreo 11 ani, nici nu-mi dau seama cum au trecut. Și am început cu domnul Mihail Breaz, iar apoi cu Marius Cetăraș, cu care lucrăm și acum. Și am avut mai mulți antrenori pe parcursul acestor ani, am fost la foarte multe turnee, am vizitat numeroase țări cu competițiile. Numeroase țări, spune-ne și nouă câteva, să vedem pe unde ai fost tu. O să vă zic cele mai îndepărtate, Brazilia, Africa de Sud, iar de prin Europa foarte multe. Foarte multe, nici nu le mai poți enumera pe toate atât de multe. Da, sunt, iar nu? În septembrie sper să merg la campionatul mondial în Rusia, pentru că am luat acum locul 1 la naționale, trebuie să reprezint România la mondial. Și dacă o să fie totul bine, o să merg în septembrie în Rusia. În septembrie în Rusia?
Ce frumos! Felicitări! Mulțumesc. Foarte frumos! Reprezint România! Ținem pumnii pentru asta și îți mulțumim pentru asta! E onoare și pentru noi, cei care credem în tinerii așa talentați ca și voi, să ne reprezinți bine acolo, să vii cu medalie, o da? O să încerc, da. Și neobișnuit. E o mare încărcătură și responsabilitate da, pentru tine. Da, e foarte greu la mondiale, europene, pentru că sunt mulți, 100-200 de jucători la o grupă și e foarte greu. Presiune, emoții. Presiune și emoții. Acum emoții nu știu dacă mai sunt atât de multe ca la început. Ca pe vremea, uite, când erai așa mititel ca și Radu. Da, multe emoții atunci. Da, ești mai la început, dar mă rog, atunci nici nu prea dai seama așa. Și, na, emoțiile sunt mereu, dar trebuie să treci peste și să te concentrezi pe partide. Păi și cum faci să treci peste emoții? Păi, pur și simplu, îți propui chestia asta. Îți propui și reușești, da, așa? Dacă vrei, reușești. Dacă vrei, reușești. Cam asta e... Da. Cheia. Da, dacă vrei, reușești. Îți fac un. Trebuie să ne luăm și noi așa după tine, că poate se aplică și poate, dacă vrem și noi mai mult, reușim cam în orice domeniu. Important este să existe și un strop de talent acolo. Bineînțeles. Dacă muncă ești stângaci, n-ai cum. Muncă, 90%, talent și dorință. Și dorință, nu? Da. Cea mai grea competiție, cel mai greu moment pentru tine de până acum, iată, în 11 ani, sunt sigură că ai mai trăit și câte un moment din ăsta, nu? Da, care probabil acum 2 ani la mondiale, ultimele runde, că jucam cu medalia pe masă, eram acolo în primii 3 și în ultima rundă trebuia să obțin măcar o remiză ca să iau medalie. Și am reușit să fac remiză și am luat locul 3 în Africa de Sud. Locul tău în Africa. Și a fost o dezamăgire așa pentru tine. Nu-ți doreai mai mult? Nu, a fost probabil cel mai important rezultat al meu. Bineînțeles că era mai bine locul întâi, dar atâta s-a putut. Atâta s-a putut. Las că e cale lungă de aici înainte. Crezi că a fost cel mai greu moment și mă gândeam că, Doamne, poate îți doreai și mai mult. Nu știu. Nu, a fost ca încărcătură emoțională și ca presiune. Pentru că, na, e singura medalie a României de după 2007. Adică doar în 2007 s-a luat o medalie la mondiale și eu în 2014. Și tu în 2014. Iată, multe, nu știu dacă a fost un meci la care să fi participat și să nu te fi întors cu medalii. Ai atât de multe acasă? Nici chiar, da, am destul de multe. Peste 100 de cupe, deci medalii foarte multe. Peste 100 de cupe și unde le ții? Mai greu, prin dulap. Nu mai e loc, nu? Nu prea mai e loc. Nu prea mai e loc, dar mai e timp înainte pentru alte competiții. Nu te oprești da, aici. Da, bineînțeles. Mai e ceva de câștigat? Ceva ce da, nu ai câștigat până acum? Păi asta e la juniori, o să ajung la senior și acolo e mult mai greu. Mult mai greu. Da, o să încercăm. Să te organizezi, să vezi cum pui cupele, să faci o altora, nu? Mai la tine din cum el. A început povestea, Radu? La 4 ani jumate, tatăl meu tot așa mi-a cumpărat o tablă de șah și a început să-mi arate cum se aranjez piesele și apoi venea de la muncă și eu tot vreau să joc cu el și a văzut că îmi place și m-a dus la club. Te-a dus la club. Și acolo ce-ai descoperit? Prima dată am făcut cu 2 antrenori, care acum nu mai sunt, da. Și cu Florin Ungurean, care m-a luat apoi și eram foarte atașat de el, făceam mult cu el și am ajuns până la un nivel, dar din păcate el a plecat în Germania la muncă. Acum am continuat cu Marius Ceteraș și acum în prezent fac cu antrenorul lotului național masculin, Cătălin George Ardelea. Mie mi se pare din tot ce-mi povestiți voi că faceți atât de multe lucruri și iată tu prin Africa, prin țări europene, mergi, vii, nu știu, voi mai aveți timp și de altceva, de copilărie, așa, Radu, mai ai timp? Da, mai joci și am, tu? Mai am. Cu altceva în afară de piesele de șah? Da. Da? Ai da. Timp? Și pentru școală? Da. Câți ani ai tu? 10 ani. Ești în clasa? 4-a. În clasa 4-a. Greu în clasa 4-a. Așa e? Nu prea? Nu e greu la tine. Mă ajută foarte mult șahul. Șahul te ajută foarte mult, chiar și pentru școală, zici. Cum așa? Dezvoltă, când trebuie să țin minte foarte multe mutări, îmi dezvoltă memoria și... Și atunci te descurci mult mai bine și da. În matematică, nu? De matematică ne ferim cu toții.
Sau nu, la voi nu e așa? Știu că matematica asta dă de obicei bătăi de cap. La șahiș nu e așa, e invers. E invers, da. Tu? Matematica e cea mai simplă. Cam așa. Voi. Am înțeles să stați prin preajma noastră mai mult, să ne mai ajutați atunci când avem probleme de matematică. Dar spune-mi, Radu, șacul e așa un sport pentru oricine? Da, este un sport pentru oricine, dar trebuie să-ți dorești foarte mult ca să faci. Și să ai, să faci foarte multă muncă și talent acolo un pic. Un pic, da. Un pic de talent. Tu de la cine moștenești talent? De la tatăl meu, care a jucat în tinerețe și el a jucat așa. De la el moștenești. Îl duci mai departe, iată. Și cu siguranță ai câștigat și tu multe premii. Da. Tu mai ai loc? Nu prea. Nu prea. Nici la tine. S-a aglomerat situația acolo, da, acasă, nu? Săraca mama. Pe unde să le mai pună? Nu? Da. Da, o ajut și tu să le organizați frumos. Spuneam de momente dificile, delicate pentru el sau de dezamăgiri, iată că am folosit eu și acest cuvânt, dar nu este cazul, pentru că până la urmă din fiecare meci și din fiecare experiență voi învățați câte ceva, deveniți mai puternici, mai buni la matematică, mai buni în relația pe care o aveți cu siguranță cu colegii, pentru că sunteți acolo, modele, în clasă, nu, la școală, eroilor, ai colegilor. Nu? Da, normal. Normal, normal. Pentru tine a fost un moment din ăsta așa mai greu, ce te-a făcut pe tine să ai și tu niște gânduri seara când te puneai în pat, măi, emoții? A fost? Da, cel mai greu moment a fost la mondiale școlare în Grecia, unde ultima rundă, din păcate, dacă câștigam, ieșeam în podium sau locul 4, dar din păcate am pierdut și am ieșit mai în spate. Mai în spate. E, și ce? A trecut? Da. Și ți-ai luat revanșa la următoarele, nu? Pentru că lasă, că ai câștigat destule. Din fiecare experiență învățăm. Da. Nu? Care-i scopul tău pentru următoarea perioadă? Ce-ți dorești să mai câștigi? Unde îți dorești să mai participi? La cât mai multe concursuri și să ajung să am elul cât mai mare. Cât mai mare, nu? Da. Acum ai fost la... Vorbește despre concursurile din perioada aceasta, din aprilie. La finalul lunii aprilie s-a încheiat, nu? Da. Așa? Cum? Cum a fost? A fost foarte greu, dar am trecut peste ele. Ce înseamnă foarte greu un șah, de fapt? Sunt foarte bine pregătiți ceilalți concurenți? Sunt... Ce înseamnă foarte greu ăsta? Poate și bine pregătiți, dar multe emoții. Emoțiile astea, greu de stăpânit. Da. Uite, mai zice Mihnea că el nu mai prea le stăpânește, își propune și reușește. Mai dai și tu câte un sfat lui Radu să nu aibă emoții? E bine, nu emoțiile sunt principalul factor la șah. Am zis că chestia asta ajută la... unii pot să-și stăpânească mai bine, alții nu, dar... Și emoțiile astea sunt și constructive și distractive. Da, bineînțeles, dar în primul rând trebuie să te pregătești foarte bine și forma de moment contează, ca la orice sport, contează să fii în formă. Să fii în formă. Da. Păi, și cum și un pic de noroc trebuie. Păi la unele concursuri ești în formă, la unele nu, că nu joci mereu bine. Uneori joci și rău. Asta e. Mai o zi așa mai proastă, da, cum avem cu toții. Nu vezi din greșeli și nu le mai faci pe cât posibil. La o competiție, da. Da, pentru a fi în formă, ce înseamnă? Să fiți odihniți? Să fiți... Nu chestia asta. Dar pur ce? Și simplu să, nu știu, să simți jocul, să-ți vină mutările ușor, să... Să nu te mai gândești la nimic altceva. Da, e o chestie de moment, da. Că așa, na, dacă ține doar de noi să facem chestia asta, am jucat mereu bine și atunci n-ar mai... ar fi toți campioni mondiali. Și cum ar fi, nu? Nu da. Se poate. Trebuie să ne diferențiem. Da, bineînțeles. Așa. Eu zic să ne diferențiem, mă rog, referindu-mă la toți jucătorii, că eu cu șahul nu mă pricep, mi-ați tot promis că o să mă învățați. Păi când? Când facem un joc de șah? Oricând. Aici la Capital TV. Facem o dată, nu? Facem. Și Petre vrea să învețe de la cameră și Victor din regie, toată lumea, să facem o competiție serioasă. Cine știe, poate odată, într-o zi, facem așa, îi chemăm și pe telespectatori. Da, e bine. Dar spuneți-mi, părinții voștri v-au spus, e un sport costisitor, adică... Știți ceva despre asta? Orice sport e costisitor, dar șahul depinde și de rezultate.
Dacă ai rezultate, vin și sponsorizări de la cluburi și de la federație. Nu prea sponsor, nu prea... Nu prea. Dar clubul... Din ce cauză sponsor nu prea? Pentru că nu este șaful atât de, nu știu, atât de la modă, să zic, sau ceva de genul. Și nu, nu este popularizat. Și probabil că de aia nu se investește atât de mult în șah, dar cluburile, dacă ai rezultate, ai medalii, te ajută cu anumite turnee, dar bineînțeles că la început tot fără ajutorul părinților nu poți, că trebuie să-ți plătească turnee și antrenamente și la început, când nu ai niciun rezultat, nu îți dă nimeni. Nu dă nimeni la început, dar apoi trebuie să apară și sponsorii și să popularizăm asta atunci. Să spunem că este important sportul acesta șah. Mie mi se pare foarte greu. Repet, este foarte greu. Iată, și e nevoie frumos. De multă muncă. Da. De multă muncă. Adică până să te duci la un concurs de genul, de o asemenea greutate, la o competiție. Iată, voi la competiții importante mergeți prin țări cât mai îndepărtate. E nevoie de multă pregătire. Da, normal. Poate nimeni nu știe asta, că voi nu mergeți acolo pur și simplu să aruncați. Da, ca în orice domeniu, la un anumit nivel ai nevoie de pregătire foarte multă. Nu poți merge așa, la mișto. Nu merge așa, nu? Bineînțeles. E și asta cu noroc. Ai zis că de noroc, dar parcă nici chiar. Ai nevoie și de un pic de noroc, dar puțin acolo. Puțin acolo, să fie cât de cât, dar nu te poți baza doar pe el. Doar normal. Pe el. N-ai cum. Bun, spui că sponsorii nu prea, e nevoie oricum de susținere, pentru că până în toate țările astea e nevoie de plătit deplasare, plătit înscriere în concurs, nu? Da, pe care le fac părinții. Iar... Părinții, săracii părinții. Da, știi cumva să-mi spui niște costuri, de exemplu, pentru... perioada asta, păi, pentru luna aprilie. O să zic, nu știu exact, o să zic, de exemplu, la campionatele mondiale la care va urma să merg din Rusia. Din câte am calculat, costă cam 800 de euro cazare plus masă, vreo două săptămâni ține chestia așa. Asta. Plus transportul cât e, nu știu, București, Moscova și Moscova, Antimansă, localitatea aia, unde se joacă și nu știu cât e biletul de avion, vreo 700 de euro, deci cam la 1500 de euro. Cam așa, dar na, eu cum am luat loc cu întâlnirea națională, de exemplu, mi se plătește cazarea și masa, deci va trebui, vor trebui părinții să mă ajute doar cu transportul. Și ce zic părinții despre asta? S-au obișnuit deja, nu? Da, și m-au ajutat și eu o să o fac în continuare. Bine, sper. Dar tu reușești vreodată să tragi linie și toți banii aceștia investiți de părinți să vină cumva înapoi din ceea ce faci? Păi da, adică da, depinde dacă iau premii sau nu. De exemplu, când am fost în Africa, cum v-am zis că am luat medalia de bronz, atunci chiar am luat destul de multe premii după și sau mi s-a plătit și transportul și cazare și tot pentru că am luat medalii pe lângă premiile pe care le-am primit. Deci dacă iei medalii, da, chiar se... merită acest lucru, iar dacă nu, asta este, ai învățat, ai participat la un campionat mondial, ai vizitat o țară nouă. Și rămâi cu amintiri frumoase, nu? Și cu cu experiență frumoasă. Da. Eu sunt convinsă că în timp vor veni și sponsorizările, n-are cum să nu se întâmple asta. Să sperăm. Pentru că eforturi faceți, e normal să fiți susținuți. Bine, e delicată problema cu orice sport în general la noi în țară și cred că știți asta mult mai bine, nu dacă să ne referim doar la șah. Multe sunt probleme delicate la noi în țară, dar dacă rămânem optimiști și îți dorești foarte mult, cum ai zis, da, tu, reușești. Importantă este, iată, susținerea părinților. Chiar îi felicit. Îi felicit pentru că au văzut că au doi copii talentați, bine, fiecare părinte în parte, și vă susțin pentru asta. Zici că lipsești mult de la școală. Da. Și cum te descurci? Foarte mult. Păi, mă înțeleg, profesorii mă ajută și când vin îmi iau lecțiile pe care le-au făcut ei în timpul ăsta și încerc să le recuperez. Reușești? Da, reușesc. Mai problematic este cu note. Să iau note destule, că plec destul de mult și... Note destule sau suficient de mult? Suficiente pentru medie, da. Pentru medie. Dar vorbesc cu profesorii și mă ascultă când sunt la școală și e ok.
Și este în regulă. În ce clasă ești tu? A 10-a la HCC. A 10-a la HCC. Tu în a 4-a, el în a 10-a. E un pic așa diferența. Dar mă bucur că, iată, colaborați bine și pe unde mergeți în formula asta, reprezentând Alba Iulia, oricum sunteți mulți tineri în clubul condus de... Da, suntem destul de mulți, dar este important că suntem mulți, adică vreo 5, 6, 7, care suntem chiar de performanțe. Dar așa suntem mulți și în general. În general, da. Se merită toate sacrificiile astea pe care le faci. Tu zici că nu lipsești atât de mult de la școală, timpul înainte, așa. Dar la tine, da, sacrificii, că tot singur trebuie să recuperezi, trebuie, iată, să fii ascultat de mai multe ori într-o singură zi, da, la multe materii. Mie mi se pare că se merită, pentru că îmi place foarte mult acest joc și na, îmi place să joc cât mai multe turnee, să vizitez locuri noi și se merită. Iată, faci și turism. Da. Cu ocazia asta. Amintiri multe și frumoase, să postezi din ce în ce mai multe fotografii de la competițiile la care participi, ca să te urmărească lumea, că ai o pagină de Facebook, să-și da, spunem la televizor, nu? Mihnea Costachi. Mihnea Costachi, tu ai? Nu. Păi mă gândeam, în clasa a patra nu ți-ai făcut încă Facebook. Deși nu era o noutate sau o raritate, e timpul înainte. Sacrificii multe, dar vin și rezultatele. Da. Vă felicit pentru asta. Mulțumim frumos. Ce-ți dorești tu? Știu că te întreb de fiecare dată, dar poate dorințele se mai schimbă așa în timp. Păi, ce-ți dorești tu pentru tine, pentru... Vă ajut așa peste 5 ani. Vreau să ajung să joc cât mai bine și vreau să obțin titlul de mare maestru. Asta este principalul scop. Iar așa ca și turnee să joc cât mai bine, să iau cât mai multe medalii importante. Cât mai multe medalii, da. Uite, colegul nostru din regie ne spune că are el câteva fotografii pe care tot mi le-ai trimis de la competițiile la care ați participat în această perioadă, cele mai recente, și o să vadă și telespectatorii noștri de acasă. Că ați fost pe bune acolo, adică n-au venit rezultatele doar așa. Avem imagini, avem fotografii. Deși noi nu ne-am supărat, să știi, echipa de la Capital TV de aici, nu ne-am supărat, dacă ne-ați mai luat și pe noi, la câte o Africa, Rusia, nu? Da, pe acolo stau să filmăm, să susținem, să fie emoțiile și mai mari. Veniți acum în Rusia, în toamnă. În Rusia? Da. Ok, ne pregătim, ne facem bagajul pentru Rusia. În toamnă, zici. Ai și o dată exactă? Să ne luăm liber de la filmări. 20 septembrie, 4 octombrie, cam așa. Deci aceasta este perioada. Mm-hmm. Va fi destul de frigus pe acolo, prin Siberia. Nu-i nimic, avem haine groase, venim să te susținem. Și pe tine, Radu, ori de câte ori este nevoie și avem ocazia, să știi că venim să facem galerie și să te susținem cu mult, mult, mult drag. Înainte de a încheia, pentru că din păcate trebuie să luăm pauză de publicitate și să intrăm cu următorul invitat aici în emisiunea cealaltă capitală, vreau doar să mai spuneți așa, dar fiecare, și de la tine și de la tine s-aud, pentru cei de acasă, pentru cei care doresc să joace șah, să facă performanță din asta, spuneți-mi care sunt, uite, trei, cel puțin trei calități ale unui șahist convins, ceea ce trebuie să după fie. După părerea mea, nu știu, ambiție, așa, inteligență și, nu știu, plăcere de muncă. E plăcere de muncă, zici. Da. Adică trebuie să fii om harnic, ce să mai... Da, trebuie să lucrezi, da, muncă, să-ți dedici, să poți te menții și să progresezi. N-ai cum, dacă stai toată ziua bună ziua și dacă nu faci eforturi, da, să ai și rezultate bune, nu? Deci ambiție, inteligență și... Da. Și pune mâna la treabă. Da. Și așa vei reuși. Radu, puțin tot așa. Ai, nu chiar tot așa, mai schimbă puțin. De la tine venim. Ambiție. Da? Tot inteligență și... Și perseverență, ne spune Petre de la cameră. A încercat și el șah. Poate încercăm în pauza de publicitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Sunteți o plăcere de fiecare dată și mă bucur că, iată, ne-ați înveselit în această după-amiază aici la Capital TV. Avem nevoie, iată, să vă transmitem din când în când și câte un talent, câte un zâmbet. Nu doar probleme ce se întâmplă, sau mai bine zis, noi căutăm soluții, dar prin asta evidențiem și problemele. Despre probleme sau soluții
Poate nu sunt neapărat probleme, poate avem doar calitate în spitale. Nu știu, dar despre asta vom vorbi după o scurtă pauză de publicitate cu Horea Timiș. Rămâneți cu noi! Societatea comercială din Timișoara angajează pe o perioadă de minim un an muncitori pentru lucrări de branșamente la apă și gaze. Carnetul de șoferi constituie un avantaj, pachet salarial atractiv. Detalii la numărul de telefon 0723 563 083. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Secetera Max Corporation SRL angajează muncitori necalificați, muncitori calificați, finisor, zidar, tencuitor și alte categorii de muncitori în construcții. Experiența constituie un avantaj. CV-urile se depun la sediul firmei din Petrila, strada Republicii, numărul 27A. Relații la numărul de telefon 0723 291 495. Alege internetul Wi-Fi prin modemul ConnectVox de la UPC. Ajunge în orice colț al casei. Pentru ce să ai nevoie de internet în orice colț al casei, te întrebi? Pentru orice alegeți voi. Noi ne asigurăm că îl aveți. ConnectBox cu viteze de până la 500 de mega oriunde în casă. În plus, în ofertele UPC ai canalele HBO cadou pe toată perioada contractului. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gabriel! Gabriel! Gabriel, am întârziat! Unde am întârziat? Am întârziat la matinal. Ce matinal? Matinal la capital! Hai să mergem! Matinal la capital! De luni până vineri, de la 9 la 11, cu Mirela și Gabriel. Numai la Capital TV! Știu că viața e grea pentru fiecare dintre noi, dar împreună putem face minuni. Inima micuțului Radu Ștefan are nevoie de ajutorul nostru. Copilul de 11 ani din Petroșani suferă de o malformație congenitală la inimă, sindromul Wolf, Parkinson-White, și are nevoie de operație urgentă pentru a trăi. Intervenția chirurgicală trebuie efectuată cât mai repede la clinica Cardiomed Mureș și costă 15.000 de lei. Cei care doresc să ajute familia pusă la grea încercare pot face donații în contul în lei deschis la Banca Transilvania pe numele curelar Elena Mirela. Orice sumă donată este de ajutor. Asociația San Montan, în colaborare cu Primăria orașului Petrila, organizează acțiunea caritabilă alături de Irina. Irina are 3 ani și suferă de o formă severă de picior strâmb congenital bilateral, având nevoie de mai multe operații pentru a putea merge pe propriile picioare. Vrei să o ajuți pe Irina? Atunci hai alături de ea și participă la concursurile organizate în 15 mai, concursul de bicicletă, alergare și alergare pe traseu cu obstacole. Înainte însă, nu uita să plătești o taxă de cel puțin 30 de lei, bani care vor intra în contul Irinei. De asemenea, se pot face donații în contul afișat pe ecran deschis la Banca Transilvania pe numele Osvan Margareta, mama micuței Irina. Vrei să o ajuți pe Irina? Atunci hai alături de ea duminică 15 mai, începând cu ora 10 la stâncile din cheile tăii. Mai multe informații găsiți pe site-ul www.stanmontan.ro sau la numărul de telefon 0723 728 624, persoana de contact Erica Santa. Bine, mă, băieți, voi sunteți la film, vă distrați. Și eu sunt la muncă. O fi bine? Sunt aici la un apartament.
Poate e al tău sau al unui prieten de-al tău. Hai să intrăm. Hai, nu-ți face filme în cap. Nu sunt la tine de data asta. Dar cuie ușa și închide geamul. Și bucură-te de film. Neglijența, invitație deschisă la furt. O campanie de prevenire a furturilor din locuințe derulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română în parteneriat cu Grupa MA Asigurări. Spectatori, suntem în direct din studioul Capital TV Alba la cealaltă capitală și vă promiteam înainte de pauza publicitară că va fi alături de noi dr. Horea Timiș și iată că este aici în studio. Bună seara, bine ați venit! Bine, v-am găsit pe noastră și pe ascultători și pe cei care se uită la emisiunea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. De când am început noi să transmitem emisiunile de aici, de la Alba, mi-am dorit foarte mult să atingem acest subiect, adică al spitalelor, al serviciilor medicale, al calității serviciilor medicale și al spitalelor din România, pentru că este un subiect inepuizabil. Nu știu dacă vom ajunge vreodată la concluzia care să mulțumească pe toată lumea, pentru că mereu există semne de întrebare, mereu există nemulțumiri, mereu aud pe oriunde mă duc câte ceva, ba de spital, ba de urgență, ba de un serviciu medical. Oamenii sunt nemulțumiți și nu știu dacă pe bună dreptate sau nu de fiecare dată, dar încercăm din toate discuțiile pe care le avem să căutăm soluții și să ajungem la concluzia aia definitivă despre care spuneam. Știu că în ultima perioadă, după o lungă perioadă la Direcția de Sănătate Publică Alba, câți ani au fost? Mulți ani? 5 ani. 5 ani, iată. V-ați dedicat timpul în special calității spitalelor acestui proiect și vreau să vorbim puțin despre el. Da, deci exact acum un an de zile plecam de la Direcția de Sănătate și împreună cu mai mulți specialiști din domeniu am constituit un grup de lucru și ne-am constituit într-o organizație, într-o firmă care se ocupă cu analiză de date. Analiză de date din sistemul de sănătate, lucrăm pentru administrația locală, pentru casă de asigurări, pentru primării sau Ministerul Sănătății sau ANMCS. Practic, analizăm ceea ce se întâmplă în spital. Este după o metodă care în SUA e la ordinea zilei, la noi nu există, suntem prima de acest gen, suntem la început, facem strategii de sănătate și practic analizăm de ce se întâmplă acel lucru, ce ar trebui să se întâmple mai bine, ce trebuie să modifici ca acel lucru să se întâmple mult mai bine și ce ar trebui să faci să nu se întâmple ceva ce n-ar trebui să se întâmple. Este un tipic de consultanță în managementul sanitar. Am înțeles. De ce plecarea de la Direcția de Sănătate Publică Alba? Mi-am dorit foarte mult să fac acest lucru. Îmi place managementul sanitar, îmi place sistemul sanitar. Am văzut faptul că de la direcție și de la minister cât am fost, ești limitat. Deci cadrul legal, birocrația, politicul să limite în ceea ce poți să faci. Deci politica apare chiar și în ceea ce privește... Da, este peste tot. Politica este în tot și este un factor și limitativ și care te poate promova. Deci, sau poate promova o idee. Deci are și părți bune și părți rele. Cred în metodele de analiză. Noi am și scos un produs, calitatespitale.ro, care a avut un succes fulminant o perioadă. L-am retras de pe piață, îl vom scoate din nou anul ăsta, fiindcă, având asemenea mare succes, l-am recreat de la zero și, practic, peste două săptămâni o să lansăm calitatespitale.ro. Este primul site online, un portal de analiză a calității spitalelor din România, practic. Iar ANMCS, Autoritatea Națională a Spitalelor din România, ne-a și înfiat, să spun așa, în ghilimele. Suntem și pe site-ul lor.
și suntem prima entitate independentă față de stat sau față de instituții ale statului care venim cu anumite calcule privind sistemul de sănătate. Este o opinie privată a unor specialiști cu care colaborăm. Eu sunt doar managerul acestei companii, dar în spatele meu Oameni... Bun, vorbim despre calitatea spitalelor și despre un site în care vor apărea date despre calitatea spitalelor din România. Mă interesează să știu și cu siguranță interesează și pe telespectatorii de acasă cum pot pacienții, oamenii, cei care, iată, noi oameni de rând mergem la orice spital, să ne expunem nemulțumirile sau poate întrebările vis-a-vis de calitatea acestor spitale prin intermediul unui astfel de... Cum a spus... Pare rău, mai avem două săptămâni, poate la lansare o să-l și prezentăm. Este vorba de www.calitatespitale.ro. Momentan este parola, nu este accesibil. Acolo poate intra absolut da, oricine. Da, deci oricine poate intra de pe telefon, tablet. Vrem să intrăm și în spitale, adică spitalele să aibă info point-uri, să aibă tablete care se meargă de la pacienți la pat, care să colecteze bine, date. Bine, dar până la tablete sunt mult mai multe nevoi în spitale. Nu, că prima despre asta trebuie, vorbim. Noi asta facem, trebuie să identificăm nevoile. Problema noastră în sistemul de sănătate că la nivel verbal, știm toți care avem probleme și colegii mei, medici și manageri, în momentul când scrii și calculezi și transformi în date, aici avem o problemă fiindcă nu avem date. Toți știm că există o problemă undeva, dar nu este cuantificată. Și atunci noi asta începem să facem, să cuantificăm în numere anumite probleme ale spitalului. Prin feedback-ul pacienților, prin experiența pe care o colectăm, ne întoarcem iară către managementul spitalului să indicăm ce ar trebui să îmbunătățească, unde se dorește, fiindcă experiența pacientului contează și, cum am spus, în alte țări este o știință exactă acest aspect. Am înțeles. Să ne raportăm puțin la județul Alba, pentru că aici se întâmplă acum această emisiune, deși probleme sunt în toate județele și în toată țara. Să vedem puțin, să vorbim puțin despre problemele din sistemul medical, poate din județ, sau dacă vreți să generalizăm, generalizăm. Poate sunt la fel în toată țara. Nu știu dacă stăm mai bine noi la Alba sau e mai bine la Sibiu sau mai bine la Cluj. Situație generală. Este o situație generală. Care e cea mai mare problemă? Risipa de resurse. Risipa de bani și de resurse în sistemul de sănătate. Managementul sunt pe locul întâi la cele mai mari probleme actuale a sistemului de sănătate. Ce vreau să spun cu acest lucru? Practic, finanțarea sistemului în ultimii 10 ani a crescut undeva de vreo 8 ori. Practic, calitatea nu a crescut de 8 ori. Asta arată că oricâți bani s-ar injecta în sănătate, pierderile sunt pe măsură. Noi avem județul Alba, care știu așa de bine și tot timpul am spus, avem o structură dezordonată a serviciilor medicale care produc pierderi. Și, ce înseamnă? Adică cum structură dezordonată? Practic avem anumite secții unde avem prea multe paturi, chiar prea mulți medici pe anumite specialități și banii nu ajung nici la un spital, nici la celălalt. Și spun, de exemplu, Câmpenia Brut, 20 de kilometri sau nici 20 de kilometri între el, Sebeș, Cugir și așa mai departe. Fiecare chirurgie și obstetrică ginecologie are și Cugirul, și Sebeșul, și Alba, și Abrudu, și Câmpeniu, dar dacă luăm nașterile și problemele, nici una dintre secții nu are ocupare, grad de ocupare de 100%, dar personal avem peste tot. Deci apare o risipă pe care noi tot timpul am spus-o și acum din privat o spun și mai mult. Lucrul acesta nu se dorește, nici nu se dorește, nici nu se știe, plus că este și o decizie politică la mijloc și administrativă, care ține de administrația publică, care nu își permite la ora actuală să ia decizii deci, de acest gen. Deci prea mulți medici în anumite unități medicale și prea puțin în alte. Exact, sunt prea puțin. De exemplu, nu avem medic de diabet pe toată zona Munților Apuseni, dar avem, nu știu, 10 chirurgi. Sunt lucruri disproporționate și acest lucru este și la nivel național, nu numai la Alba Iulia. Bun, de unde pleacă toată problema asta și care ar putea fi soluția? De management. Deci totul pleacă de la management. Faptul că spitalele sunt în proprietatea administrației publice și acolo au și rămas crezând că administrația publică poate să revigoreze partea sistemului, a făcut foarte
bine, pe de o parte, uitați-vă, de exemplu, cât s-a investit în unele spitale, acum se investește la Câmpeni, se investește la Cugir, se investește la Alba Iulia, Consiliul Județean, deci investițiile sunt foarte mari. Dar din punctul meu de vedere, acest lucru nu este de ajuns. Trebuie și o echilibrare a serviciilor în funcție de nevoile populației. Și aici apare o risipă de resurse, de bani și de calitatea actului medical din care suferim toți. Bun, dincolo de personal care este, iată, prea suficient sau insuficient în anumite unități medicale, să vedem puțin care sunt serviciile. Sau, uite, dacă este cazul să ne internăm în spital, toată lumea fuge de a se interna în spital, că până la urmă te internezi să rezolvi o problemă acolo, dar toată lumea fuge din cauza condițiilor din spitale. Da, sistemul actual împing spitalele să trateze pacientul în asemenea mod. Fiecare medic își dorește o viață decentă, să consulte un pacient 20 de minute, să aibă acces la infrastructură, la analize, să aibă acces la aparatură medicală și să fie calm. Uitați ce se întâmplă când sistemul este asaltat de pacienți, legislația este atât de stufoasă încât medicul nu mai știe în zi de astăzi dacă este jurist sau este medic. Trebuie să fie atent și la ce scrie în foaie, și la ce introduce în calculator, și cum completează rețeta, că dacă nu, casa impută, casa la fel are o curte de conturi în spate și crește birocrația cât mai mult și este un cerc vicios care duce la scăderea calității actului medical și lucru care se răsfrânge până la urmă și asupra personalului medical care este supra-solicitat și prost plătit și asupra pacienților care nu își ating scopul pentru care se duc în spital. Omul vrea să fie consultat, să aibă tratament, să facă sănătos, să vină acasă. Te duci cu o boală, ești cu alta de multe ori și alte lucruri. Noi tot timpul am zis și o zicem acum în conferințele noastre naționale, sistemul de sănătate trebuie rescris. Deci legislația este foarte veche. Legea 95 pe care funcționează sistemul de sănătate au suferit atâtea modificări încât sistemul trebuie rezolvat. Problema că nu există specialiști. Nu există specialiști la nivelul Ministerului Sănătății, care este un haos de nedescris în acel minister, mai ales și acum în ultimele luni. Nu se vrea să existe nu, efectiv, nu, nici nu sunt. Nu există în toată România. Nu s-au format. Deci pe partea de management, aici nu este vorba de doctori, aici a vorba de management, de a conduce anumite structuri manageriale. Avem doctori foarte buni, medici foarte buni, specialiști. Problema că, cum se întâmplă și în cazul ministerului, un ministru medic foarte bun, un manager deosebit, s-a dovedit că, să zic, nu poate să conducă un minister. Deci sunt alte lucruri de care nu se ține cont. Plus declarațiile haotice din ultimele luni și bâlbâiala asta care pentru alții din sistem este un lucru cât se poate declar, vedeți exagerarea sau scandalul dezinfectanților care lucrurile au scăpat din lipsa de comunicare. Ministerul nu mai știe să comunice, nu are consilieri pentru așa ceva și atunci lucrurile scapă din vaccinarea, scandalul vaccinărilor care a fost. Iar deci trăim dintr-un scandal în altul, iar percepția publică este asupra sistemului de sănătate, este foarte negativă. Și până la urmă, o percepție corectă. Percepție pentru corectă. Că nici n-ai ce să crezi altceva. Dar sunt foarte multe lucruri care se întâmplă bine în sistem, la care stăm foarte bine, dar dacă de la centru nu există o conducere coerentă în care să știm, domnule, ce direcție avem, ce management avem, ce mod de sistem merge. Când te duci într-o firmă privată, te duci, iau un mod de conducere. Asta este un sistem, acestea sunt prioritățile, targetele, etc. La noi, deocamdată, este un haos. Un haos continuu. Care nu știm când se va termina, din păcate. Nu sunt semnale așa că uitați-vă spre final. Privatul face pași foarte mari în sistemul de sănătate. Deci de acest haos din sistemul de stat profită privatul. În privat nu își permite să aibă pierderi. Un spital mare privat, și mă uit pe cifrele economice, deci un spital care nu-i dau numele a avut acum 3 ani 50 de milioane cifră de afaceri, acum un an 60 de milioane și anul ăsta 80 de milioane cifră de afaceri. Deci
Uitați cum cresc cifrele de afaceri la privat. Alt spital privat mare din București se construiește în Cluj, alt spital se construiește în Sibiu. Da, dar trebuie să ne uităm la următoarele aspecte, și anume că nu orice om, nu orice bolnav se poate trata la privat, nu-și permite. Și atunci e normală nemulțumirea pacienților că cotizează la stat pentru sistemul de sănătate, iar când au poate o singură dată în viață nevoie să fie tratați, nu se întâmplă asta. Eu administrez și un laborator privat în Alba Iulia și avem un buget care se termină într-o zi. Deci bugetul pe într-o lună zi. De zile, într-o zi, iar în ziua în care se dau bunurile pentru rândul la analize, de dimineața de la ora 3-4, vârstnici stau la coadă. Deci stau la coadă de la 3-4 dimineața în frig, toată iarna au fost acolo în ziua aia, bătrâni care stau la mai. Când vezi, aceasta este realitatea. Asta este realitatea și în ziua aia se și termină bugetul pe această lună. Asta oferă statul, asta avem. Asta avem. Cum am spus, eu tot timpul am zis, bani sunt în sistem, mai ales de când am fost la București și... Nu sunt gestionați corect. Exact, nu sunt gestionați corect, nu se vrea să fie gestionați corect. Nu se vrea din ce cauză? Adică... Cum, ce să înțelegem noi, oameni de rând, din această... Deci, orice sistem funcționează exact cum așa cum a fost scris el. Deci când faci un sistem scris corect, el va funcționa corect. Când faci un sistem scris prost, funcționează cu scris prost. Asta se dorește. În 2014 am fost în comisia care redacta contractul cadru. Toate modificările care au venit, mi-aduc aminte, din partea medicilor de familie, nu s-au luat niciuna în considerare. Fiindcă două, trei persoane nu au vrut. Efectiv, nu se iau decizii pe calcule, pe indicatori. Noi de asta ne-am format ca și companie, să facem analize de calcul și să nu vorbim, să arătăm datele să vorbească. Din păcate, la noi, multe dintre decizii nu se iau pe date de analize științifice. Nu există un seama așa la voia întâmplării, să înțeleg. Adică după cum mi se pare unuia și altuia că ar trebui să... Nici chiar la voia vă. Da. Se iau în funcție și de anumite interese, le putem spune așa, și din neștiință se iau. Alții sunt chiar bine intenționați, dar n-au un background și atunci iasă o legislație. Așa, da. Vedeți legislația cu prevenția ce... Intenția a fost bună, dar a ieșit un lucru foarte prost când a ieșit prima dată și specialiștii s-au revoltat. Bun, asta, rețeta electronică și toată povestea din jurul ei, a fost o idee bună? Rețeta electronică din punctul noastră de vedere? Deci și rețeta electronică și cardul este o idee bună. Cu cât ne informatizăm mai mult, cu atâta evoluăm mai mult, avem mai multe date și putem să luăm decizii mai corecte. Acum, de la o idee bună și de la a o construi prost, este o distanță foarte mică. Problema că degeaba ideile sunt bune dacă firma care implementează cardul se blochează din minut în minut și asta s-a blocat și înainte de pași tot timpul. Și nu știu dacă e un moment zi de zi. Asta zic, idei bune, tehnologia face bine sistemului medical, funcționalitatea. Să dai 18 milioane de euro pe un program informatic care se blochează, se pare penibil. Da. Și de asta aceste lucruri trebuie spuse. Și până la urmă asta mi-a adus și ieșirea din sistem, că poți să vorbești și liber de anumite lucruri care se întâmplă în sistem, care dintr-o poziție nu o să permite să le subliniez. O mare problemă și mulți telespectatori ne-au sesizat în numeroase rânduri. Chiar am lansat și o invitație doamnei Nicoleta Coșoarcă, director al Spitalului Județean de Urgență Alba, și cu siguranță o să vină aici din cealaltă capitală. Este unitatea de primiri urgențe. Nu doar în Alba Iulia, cu siguranță, se întâmplă peste tot. Mergi la urgență pentru că ai urgență, în mod evident. Da. Dar acolo se întâmplă să fie... Stai 6-8-9 ore. Exact. Chiar mi-a scris un telespectator la un moment dat, acum ceva timp, că bunica lui a mers la urgență, de unde a așteptat de... E foarte trist cazul, foarte trist. Da. Se întâmplă așa, de seara până a doua zi, când, din păcate, doamna a și decedat. Nimeni
nu i-a băgat în seamă. Acest lucru se întâmplă în fiecare spital din România, ceea ce se întâmplă la urgențe, fiindcă se permite să se întâmple. Iar, spunem, fiindcă legislația așa este făcută, încât se permite acest lucru. Normal, ar trebui acele centre de permanență să existe, pe care și eu, cât am fost la direcție, am dorit să le încerc, să le înființez. Nu s-au putut din N probleme să fie înființate. Și că legislația nu permite, și că anumite persoane nu doresc, dar, cum am spus, sistemul așa este construit, așa funcționează. Acest lucru se știe și la București și la nivel înalt. Noi o sesizăm. Noi, cei care suntem și în afară în sistem sau colegi de-a noștri din sistem, tot sesizăm acest aspect. Și vine vreun răspuns înapoi? Vine vreun rezolvare? Efectiv, nu este nici un răspuns. Până la urmă, sistemul este de urgență, este patronat de de cel care l-a și înființat și l-a dus la asemenea nivel Raed Arafat, dar ca orice sistem și ca orice om, cu bune, cu rele, sunt părți bune ale sistemului, sunt și părți proaste ale sistemului. Mie nu mi se pare normal ca sistemul să stea în decizia unei singure persoane, fiindcă dacă mâine se întâmplă ceva, ce se întâmplă cu sistemul de urgență? Ceea ce este o problemă și noi cei din sistem o tosesizăm. Plus, pe lângă pacienții care stau 4-5-8 ore, fiindcă ori nu există personal, și Spitalul Județean a scos post la concurs, nu vine nimeni. Nu-ți vin medici. De ce să vină în asemenea condiții? Fiindcă în loc să consulți 20 de pacienți pe, nu știu cât, sau pe 20 de minute un pacient, ai 100 ceva de consultanți. Este inuman. Bun, să fie oare și o problemă a oamenilor? Pentru că se duc pentru absolut orice la urgență și atunci, din cauza asta, de multe ori cazuri foarte grele nu ajung să fie băgate în seamă din cauza că alt om s-a dus că s-a tăiat la deget, nu știu, îți dau un exemplu. Ce șansă are? Normal trebuie să meargă la medicul de familie, fiindcă fiecare avem un medic de familie care se ocupă cu non-urgențe. Oricum 60% dintre urgențe nu sunt urgențe. Asta e statistică, la noi este împărțit pe coduri. Codul albastru, majoritatea. Ce șansă are să meargă la medicul de familie? Ori nu-l găsește, ori nu răspunde, ori poate nu are instrumentarul necesar să facă, fiindcă sistemul așa a fost creat să fie. Și atunci, pe drept cuvânt, singura șansă este scăparea unui județ întreg, este la urgențe. Sau avem alte situații. Cu Giru Sebeș are un caz care poate ar putea să fie rezolvat la nivelul acelui spital sau alt spital din județ. Se fac trimiteri către județean Alba. Nu? Imaginați-vă ce presiune este pe UPU Alba, din tot județul, exact. Trimiteri cu rost, fără rost, pacienți, și șeful de la UPU stă și Nicoleta și nu au ce să facă. Nu au ce să facă, fiindcă nici nu-i ascultă nimeni, nu au nici legislație de partea lor și se permite un asemenea sistem. Și se revoltă, bineînțeles. Foarte se revoltă și noi ne revoltăm și oamenii și medici, și dacă ați văzut în ultima vreme și pe Facebook și la nivel național, este o revoltă masivă împotriva sistemului de sănătate, fiindcă trebuie rescris și trebuie schimbat pe piloni profesionali cu date științifice și făcut așa cum ar trebui să fie un sistem de sănătate. Și lucrul ăsta se va întâmpla. Să sperăm că se va întâmpla. Iată, dacă Facebook-ul, internetul, strada a reușit să schimbe un guvern, cine știe, poate se va mai schimba ceva și în sistemul de sănătate. Dacă tot spunem, dacă repetăm, dacă ne plângem și căutăm, iată, să ne exprimăm. Putem să ne exprimăm liber nemulțumirile. Despre asta e vorba. Calitate spitale.ro asta va face. Deci noi vom avea o secțiune în care vom putea trimite alerte rapide, ne vom conecta cu asociațiile de pacienți, cu spitalele din țară și pacienții vor putea să trimită mesaje direct spitalelor. Lucru care până acum nu se putea face. Ca să trimiți un mesaj spitalului este foarte greu să ajungi până la conducere. Aproape imposibil, da. Cred. Deci noi am creat acest mijloc de comunicare. În același timp și spitalul poate să răspundă pacientului. Da, va fi o problemă accesarea lui, fiindcă cei peste 60 și ceva de ani care nu au acces,
va fi greu să accesăm, dar este un pas important pentru care îl facem și... Să sperăm că va funcționa, așa că da, va funcționa. Nu pot decât să vă urez succes, să sperăm că prin toată povestea asta vor veni cumva și soluțiile. Și atunci să avem la următoarea întâlnire de discutat despre lucruri mult mai pozitive în ceea ce privește sistemul de sănătate din România. Mulțumesc foarte mult pentru prezența. Și vă mulțumesc. Și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas alături de noi până la această oră. Ne întâlnim săptămâna viitoare de luni aici, la cealaltă capitală, pentru că mâine, de la ora 18, vă veți întâlni cu colegul meu, Vasile Pop, alături de invitatul lui, prefectul județului Alba. Numai bine, la revedere!